Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Iată-mă iar alături de voi cu o etalare pentru cei născuți în semnul racului, pentru, mai exact pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în rac, pentru iulie 2019. Înainte de toate vreau să vă urez la mulți ani, să aveți sănătate, să reușiți, să aveți puterea să treceți peste toate provocările vieții, și să aveți înțelepciunea să vă înțelegeți lecțiile de viață și să lucrați cu voi, cu creșterea voastră spirituală, care e foarte importantă. Dar, printre toate provocările, vă doresc multe bucurii, momente frumoase cu cei dragi, cu prietenii și, eventual, noi cunoștințe. Întotdeauna e bine să ne deschidem inima către oamenii care vin în viața noastră. Dragii mei, am amestecat cărțile, dar vreau să vă arăt înainte de a începe etalare câteva mesaje scurte. Ce cărți au sărit? În primul rând a sărit. Primele au fost Cavalerul, da, de Cupe și Împăratul. Poate unii dintre voi aveți planete în semnul berbecului, poate sunteți berbeci cu planete sau ascendent în rac. Și acest mesaj, să zic că va reprezenta pe unii dintre voi sau a reprezenta pe o persoană care este foarte dragă. În principiu, împăratul este o persoană destul de, este foarte autoritară și destul de strictă în felul în care se comportă, are niște reguli bine stabilite, dar se pare, după cum simt eu, se pare că vrea să comunice ceva frumos cuiva care probabil îi este foarte drag sau dragă. Ar vrea să se exprime emoțional, ar vrea să vină, să se mobilizeze în așa fel încât să scoată din armura aceasta pe care o are cam tot timpul și să exprime ceva din sinea lui sau a ei. Poate chiar dorește să și, nu doar să comunice, să și călătorească mai aproape de cineva. Posibil, unii dintre voi să fiți cavalerul de cupe și să vă întâlniți într-un fel sau altul cu acest împărat. Ideea este că și această comunicare, întâlnire, călătorie, ce ar putea să fie, este destul de neapărat într-un moment de seară, dar este ținută secret. Cu această lună, unii dintre voi vă întâlniți în secret cu acest împărat sau divine masculin, da, sau partea masculină, sau cu un bărbat sau cu un om care e într-o poziție destul de autoritară, în fine, în viața sa profesională, o persoană importantă. Și comunicați despre chestiuni secrete, emoționale. Poate aici Luna este reprezentanta racului, da? Poate chiar despre dragoste, dar nu e obligatoriu. Ideea este că se vor discuta niște lucruri care până acum au fost ținute în secret. Posibil această nevoie de exprimare emoțională, poate care a fost restricționată din partea împăratului, poate să țină și de relația sa cu mama sau niște chestiuni care țin de subconștientul său. O să pun cărțile înapoi și le voi amesteca încă o dată. Din setul celălalt de cărți, ce a apărut? La capătul acestui set avem 3 de spade. Și de ce vreau să vă arăt? 9 de spade și regina de spade. Sunteți chemați, da? Sunteți chemați într-o relație neechilibrată, da? Sunteți chemați, eventual, dacă nu aveți de-a face cu un semn de aer care vă creează mari dureri sufletești, sunteți chemați să tăiați. Să tăiați măcar o perioadă legătura cu cineva care efectiv vă pune pe jar, nu vă lasă să vă odihniți noaptea, nu neapărat persoana în sine, ci gândurile, și vă creează o stare de dezamăgire, durere sufletească, o neîmplinire sufletească. Și am vrut musai să vă arăt, pentru că și aici, în setul acesta de cărți, apare 3 de spade. Este similar aceste cărți, da? Sunt asimilare. Ideea este că în această imagine, în aceste de cărți, apare o vulpiță cu 3 manuscrise. Am senzația că niște comunicări scrise, mesaje, da? Că sunt pe telefon, că sunt pe e-mail, nu e important, mesaje, da? Mesaje care v-au durut într-o
dintr-un punct de vedere. Și se pare că persoana care v-a rănit, v-a dezamăgit sau v-a adus aceste mesaje triste, totuși este tristă și ea, după cum vedeți, vulpița lăcrămează. Cine v-a rănit, cu siguranță, sau cine vă creează această durere sufletească, cu siguranță că suferă și ei, dintr-un motiv sau altul. Până reașez cărțile la locul lor și începe talarea, vreau să vă mai arăt încă două mesaje din seria oracolelor ale lui Dorin Vârciu. Au vrut să sară încă trei cărți și ele cu un scop, nu degeaba. Pentru că n-am mai folosit de mult acest set de cărți, aș vrea să-l folosesc cu această ocazie. A sărit familia, în primul rând, da? Bine, cartea spune să-ți iubești familia și prietenii și să te concentrezi pe ei, da? Măcar în această perioadă, cât timp ține zodia racului, da? Deja am intrat, mai ales că avem și o eclipsă pe luna nouă, dar nu musai. Simt că unii dintre voi aveți de-a face cu aveți niște chestiuni de familie, ori în familia voastră, ori în familia celui apropiat, celui drag, sunt niște chestiuni care țin de familie. Poate cineva își construiește, își pune bazele unei familii, poate vă duceți la o nuntă, poate discutați cu cineva cum v-ați dori voi familia perfectă. În cazul în care sunteți căsătoriți, da, vă concentrați pe viața alături de familie, pentru că aceasta vă aduce bucurie. Dacă nu sunteți căsătoriți, vă gândiți cum ar fi familia ideală. Eventual, poate pentru unii dintre voi, pentru unii dintre voi că sunteți atât de răniți, vreți să înțelegeți de ce treceți prin niște legături karmice care vă aduc atâta suferință. Vreți să înțelegeți niște șabloane familiare pe care le copiați. Asta e clar, că le copiem de la părinții noștri, de la mama, de la tata, felul în care ei se comportă în familie, în relația unul cu celălalt. L-am preluat și încercăm, cei care lucrăm evident cu noi, încercăm să rupem aceste șabloane, să rupem aceste obiceiuri sau, să zicem, da, karmă familiară. Și alături de familie am mai urmat cărți de oracole, da, și școala. Ceea ce, iarăși, mă duce cu gândul că unii dintre voi nu înțelegeți de ce aveți aceste legături karmice. Poate vă stau în calea realizării familiei. Unii vă doriți familie și nu puteți să vă realizați familia ideală din niște motive și vă duceți la cititori în tarot, în oracole, să înțelegeți situația, da? Eventual, ați vrea, pentru că este școală, ați vrea să învățați, cum am discutat mai devreme, să învățați cum să rupeți acest, sau să, bine, ruptura se face în timp, evident, cum să vă eliberați de acest șablon familial. Poate aveți unii dintre voi responsabilități, da? Poate aveți părinți în vârstă sau rude sau eu știu ce. Sunt multe, multe lucruri care ar putea reprezenta responsabilități în familie, care într-un fel vă împiedică să vă concentrați pe viața voastră sentimentală și să vă realizați în direcția asta. Să vă realizați și voi acest vis, familia voastră ideală. Iar mai aveți un mesaj, 11-11, uitați-vă la puterea voastră interioară. Și asta sigur că o aveți, pentru că sunteți acum într-o perioadă destul de toxică, din niște puncte de vedere. Aveți niște dorințe foarte puternice față de cineva, da? Desire, să nu uităm, desire, da? Și chiar dacă vă copleșesc toate situațiile din jur, să nu uitați că aveți o putere interioară mai mare decât credeți. Acum, haideți să începem etalarea. Încerc să o fac așa cum o făceam pe vremuri. În fine, ce reușiți să vedeți, vedeți, ce nu... În fine, ascultați. Deci, rac, soare, lună, venus, ascendent în rac. Da, e în spațiu mai puțin, dar nu contează. Acesta sunteți voi și aici este partenerul vostru. Vă steaua, poate unii începe să vă vindecați. Vai, și marea preoteasă, ce frumos. Iar 10 de monede, iar marele preot, iar familie, iar angajări, iar reguli. Dar încercați să vă vindecați.
în secret să vă conectați la intuiția voastră, iar apare de nu știu câte ori 10, ceea ce înseamnă familie, 10 de monede. Probabil sunt niște tradiții, niște obiceiuri de care trebuie să țineți cont unii dintre voi și vedem, poate tocmai aceste obiceiuri familiare vă aduc această suferință, acest 3 de spade pe care l-am văzut de mai multe ori, da? Aici este partenerul, deci, cum făceam pe vremuri? Ce simțiți? Ce gândiți? Cum acționați? Uf. De ce vă este frică? Ce vă doriți? Ce frumos, ce frumos! Și finalul, ce frumos și mai frumos! Doamne ajută! Ok. Acum ei, imediat vă arăt sau măcar vă descriu. Ce simt ei? Ce frumos, ce simt ei? Ce gândesc? Iar. Cum acționează? De ce le este frică? Ce își doresc? Iar, luna. Și finalul. Interesant, interesant din partea lor. Vedem cum le punem la capăt. Da, la capătul acestui set de cărți. La voi aveți, capătul acestui set de cărți, aveți valetul de cupe. Da, în spate aveți 5 de cupe. 5 de cupe, da? 5 de cupe în legătură cu un semn de aer posibil, da? Gemeni, vărsător sau balanță. Poate persoana... Aici cred că sunteți voi. Da, eu... Am senzația că persoana are un simț al independenței mai dezvoltat. Voi v-ați simțit o perioadă sau vă simțiți în continuare oarecum mulțumit sufletește. Dar, trebuie să puneți capăt unei situații care totuși vă creează o mare tristețe, niște regrete față de această persoană în semn de aer. Bine, sunt multe scenarii, fiind o etalare colectivă, nu le pot da pe toate, dar sigur este dorința de a vă exprima emoțiile, eventual regretele, față de un semn de aer, care, da, vă creează niște probleme din niște puncte de vedere. Sunt multe posibilități. Setul celălalt de cărți avem ce? Spânzuratul și roata norocului. Și în spate, 9 de spade. Ei și-au făcut multe griji, au pierdut multe nopți în dorința de a-și schimba, să zic, destinul, într-un fel sau altul. Și totuși, acum sunt într-o perioadă în care sunt chemați, aparent stagnantă, sunt chemați să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Această roată a norocului e de bine, dar, după cum vedeți, spânzuratul vorbește despre o așa zisă aparentă, un sacrificiu sau niște sacrificii sau niște amânări sau pur și simplu lucrurile nu avansează așa cum ar dori ei sau poate și voi, pentru că trebuie să înțelegeți situația dintr-o altă perspectivă. Deci, ce simțiți? 4 de monede. Simțiți că vă este greu să le dați drumul. Este în relația cu persoana apropiată, persoana dragă, o persoană foarte apropiată. Da? 4 de monede. Interesant că și ei au în inimă, au tot monede, dar au asul de monede. Da? Ei și-ar dori să vă ofere ceva stabil, ceea ce își dorești, ceea ce simt. E posibil unii dintre voi chiar să vă și ofere, o să vedeți de ce. Poate nu toată lumea o să aibă parte de această ofertă, dar unii dintre voi își doresc, ei își doresc să vă ofere acest as de monede, această relație de lungă durată, un început stabil, da? Și ce este interesant, că într-un final voi aveți asul de monede iar, da? Zic, unii dintre voi veți primi acest lucru. Oricum, în sufletul vostru, voi sunteți stabili față de ei. Nu vreți să le dați drumul, ca acel lărac care odată ce a pus mâna, ține cu cleștii de ceea ce a găsit. Probabil că unii dintre voi simțiți că aveți niște probleme financiare care nu vă lasă să vă...
Însă călătoriți, să vă exprimați, eu știu, în sensul în care vi l-ați dori. 4 de monede vă îndeamnă să fiți și mai puțin cheltuitori cu banii. Poate că acum Mercur și Marte, conjunct Mercur și Mercur retrograd, într-adevăr, această carte vă aduce aminte că trebuie să fiți mai puțin cheltuitori și mai precauți. Ceea ce gândiți, vă doriți adevărul. Unii dintre voi vă gândiți la un semn de aer, gemen, că ați văzut mai devreme, gemen, vărsător sau balanță, dar vă doriți adevărul într-o situație. Vă doriți adevărul într-o situație. Rămâne de văzut dacă veți descoperi acest adevăr pentru că ei au lună și ați avut-o și mai devreme. Secrete, sunt niște secrete din niște motive. Din niște motive. Deci vă doriți un început cu această persoană, dar un început în temei, cum se zice, în termeni românești, dar întemeiat, adică pe sinceritate, fără ocolișuri. Cum acționați? Interesant. Marea preoteasă. Undeva țineți în secret toată povestea asta. Am senzația că multă lume nu știe despre această poveste. Poate că unii dintre voi, evident nu toată lumea, trebuie să lucreze în zona aceasta a ocultismului sau a științelor secrete, dar poate unii dintre voi care aveți de-a face cu acest domeniu, fiind Marte, fiind felul în care acționați în public, sunteți chemați, unii, am zis foarte puțin, sunteți chemați să predați despre niște secrete. Da. Oricum, pentru majoritatea, Marea Preoteasă reprezintă faptul că țineți în secret această poveste. Nu o povestiți oricui. Aveți motive. De ce vă este frică? 2 de monede. Vă este frică cumva că nu vă puteți echilibra financiar pentru că ați avut și 4 de monede, unii dintre voi, sau pur și simplu că nu puteți să alegeți între persoana dragă și eu știu ce alte responsabilități, cum a fost familia, cum, da, că apare de multe ori familia, poate între job și această relație, poate aveți un job foarte important, da, în secret, eu știu. În acest motiv aveți și asul de spade. Aveți niște revelații, să zic, referitoare la niște secrete. Dar trecând peste asta, de ce vă este frică? De 2 de monede. Vă este frică cumva că nu vă puteți echilibra, că nu puteți alege, sau că nu vă puteți transforma. Avem un 8, da? Înseamnă transformare. Nu vă puteți transforma viața financiară care vă oferă stabilitatea de care aveți nevoie și, evident, în momentul în care vă simțiți stabil financiar, vă puteți concentra și pe emoții mai bine. Ce vă doriți? Vă doriți îndrăgostiții. Sunteți îndrăgostiți, vă doriți acest cuplu perfect. Evident că îndrăgostiții nu înseamnă doar un cuplu, înseamnă și o colaborare la locul de muncă. Da? Dacă vorbim despre bani, înseamnă o colaborare fructuoasă, benefică, dar trecând peste acest aspect, mulți dintre voi, mai ales cu ocazia eclipsei și cu ocazia acestui Mercur retrograd, vă veți gândi foarte mult ce înseamnă familie, ce înseamnă cuplu. Poate unii dintre voi, sau ei, sau voi, sunteți într-o familie cu cineva care nu vă împlinește toate dorințele, în sensul că nu sunt chiar partenerii ideali și sunteți chemați să vă gândiți cum ar fi partenerul meu ideal. Rămân în această familie, în această relație sau ei, da? Pentru că vedeți lucrurile și în jur, nu doar în viața voastră personală. Deci sunteți chemați să vă gândiți la acest aspect. Cum este jumătatea mea? Cum ar trebui să fie flacăra mea geamănă sau sufletul meu pereche. Dar sufletele perechi vă aduc multă suferință, asta să nu uitați, pentru că trebuie să înțelegem niște lecții. Însă, flăcările gemene, chiar dacă ne aduc suferință, ne aduc și creștere. Sunt mai multe aspecte, sunt interesante toate. Oricum, avem și suflete perechi care ne aduc multă bucurie. Și atunci trebuie să trecem să înțelegem karma, să trecem peste toate lecțiile prin care, eu știu, am trecut să le înțelegem.
și să ajungem la acest moment în care divinitatea ne oferă și un suflet perechi care ne completează perfect. Într-un final, înspre sfârșitul iulie, poate chiar înspre august, aveți de-a face cu un dar, că este din partea acestui partener care are și el în suflet dorința să vă facă un dar, rămâne de văzut, Doamne ajută, dacă nu este din partea acestei persoane, da? Poate să fie din partea acestei colaborări care este posibil să apară la un moment dat, sau prietenii, sau orice altă oportunitate. Oricum, e posibil să fie în secret cu această mare preoteasă. E posibil ca acest dar, sau am zis, poate să fie și un job, că tot aveți probleme financiare unei dintre voi cu 4 de monede, da, și 2 de monede, e clar că aveți un 4, da, 4 și cu 2, 6, deci v-ați putea echilibra cu acest as de monede financiar unii dintre voi. Dar vorbind despre relații, este posibil să se discute, să se pune bazele unei relații de lungă durată. Unii, da? Unii. În sufletul lor. Dar puteți schimba locurile, puteți fi voi aici, ei în partea aceasta. Așa. Au asul de monede. Și ei sunt stabili și ei își doresc stabilitate, dar eu știu că o oferă, dar eu cred că își doresc cu voi. N-are rost să mai gândesc la alte scenarii. Simt că și-o doresc cu voi. Rămâne de văzut, dar cât reușesc să facă, pentru că e o mare diferență între ceea ce simțim, ceea ce gândim și ceea ce reușim să facem. Da? Își doresc un început stabil. Simt că ar putea să aibă cu voi acest lucru. Simt chestia asta. În gânduri ce au? Au 10 de monede. Este imaginea unei familii, nu e ideală ca la 10 de cupe. Este o familie care într-adevăr lasă moștenire, dar este bazată pe interese financiare. Poate unii dintre ei sunt într-o relație, sunt într-o familie deja, poate sunt căsătoriți cu cineva din niște interese financiare. Sau pentru că așa li s-a impus de către părinți, de către rude, pentru că persoana respectivă le oferă eu știu ce, da? În cazul în care nu sunt căsătoriți, se gândesc că v-ar oferi vouă această relație de lungă durată și ați putea face voi doi împreună această. Ați putea avea o relație de lungă durată care să creeze moșteniri, să creeze generații după generații, cum acționează. Valetul de spade. Poate că studiază problema, poate că pentru că acționați oarecum în secret sau țineți în secret toate sentimentele și gândurile voastre, poate că v-ar urmări unii dintre voi. Poate e un semn de aer mai puțin matur, este un semn de aer tânăr, pentru că valetul este clar o persoană foarte tânără, în contextul în care Marea Preoteasă e o persoană foarte matură. Dar, chiar dacă nu este tânără, poate să fie tânăr ca spirit. Dar, oricum, în public, s-ar putea să fie chemat să investigheze ceva sau în relația cu voi vor să afle niște lucruri pe care voi le țineți în secret. Ar dori să comunice măcar, dacă nu investighează, ar dori să comunice. Eventual, pentru unii dintre ei, sunt chemați să apere, da, există și varianta aceasta, sunt chemați să apere, da, după cum vedeți, au sabia ridicată, această familie și această relație de lungă durată pe care și-ar dori eu. Există și varianta asta pentru unii dintre voi. De ce le este frică? De 6 de monede. Le este frică cumva, da, ăsta este semnul balanței, care de fapt nu este echilibrată, unul primește mai mult, unul mai puțin. Este posibil să fie și o situație de trio. Este posibil să le fie teamă ca, nu cumva, dacă sunt căsătoriți, da, cu 10 de monede, să nu se poată despărți nici de familie, nici de voi și să intre într-un trio care îi va dezechilibra. Nu o să ai financiar, dar energetic, emoțional, de asta le este frică. Ce își doresc? Și ei au luna. Își doresc eventual să vă înțeleagă pe voi emoțional, pentru că luna vă reprezintă pe voi ca și raci. Soare, lună, Venus, ascendent ce aveți.
Dar luna reprezintă, cum am zis mai devreme, și secrete. Avem și Marea Preoteasă. Este clar că și ei țin în secret toate sentimentele pe care le au față de voi. Deci și voi țineți în secret ce simțiți pentru ei și ei țin în secret. Din niște motive, probabil țin de tradiții. De tradiții. Poate sunteți dintr-un alt neam, dintr-o altă rasă, dintr-o altă religie. E posibil și așa ceva. Că tot am avut și familie, da? Să nu uităm. Familia care, nu știu, nu vă lasă. Și atunci, ce își doresc? Își doresc să înțeleagă. Undeva la modul sub, nu știu, rațional, da? Valetul de spade. Niște chestiuni care țin de subconștient. Poate la lună nouă, da, cred că odată cu eclipsa de lună s-ar putea să aibă niște. Niște viziuni sau or să poată să înțeleagă de ce simt într-un anume fel față de voi. Să nu uităm că este sub această carte a îndrăgostiților, da? Voi sunteți chemați să alegeți. Dar probabil că și ei sunt chemați să aleagă. Și cu ocazia acestei luni, acestei eclipse de lună, poate vor avea puterea să aleagă conform sentimentelor, conform senzațiilor celor mai profunde pe care le simt față de voi și nu conform tradițiilor, da? Impuse de familie, înțelegeți ce spun, da? Eventual își doresc să țină în secret în continuare această situație până divinitatea creează oportunitățile necesare să devină publică. Finalul este regele de bâte. Regele de bâte este un semn de foc, dar chiar dacă nu sunt ei semn de foc, de aer, de pământ, de ce-or fi, este o atitudine, este vorba de încredere. În primul rând, încep să aibă încredere în ei, poate preiau comanda în această situație oarecum confuză, da, cu luna, poate au încrederea, da? Curajul să ofere ceea ce simt, da? Și să nu se mai mintă, să nu mai amâne, că am avut și spânzuratul, da? Am avut exact la ei am avut spânzuratul, avem spânzuratul, da? Oricum, regele de bâte este o energie puternică, pasională, posibil să-și exprime verbal cu valetul de spade pasiunea pe care o simt pentru voi. Aș vrea totuși să pun o clarificare sau nu să fac altceva. Să fac altceva. Rac, Soare, Lună, Venus, Ascendent pe Rac. Iulie 2019. Trei cărți. Da? Trecut, prezent, viitor. Uf, ce frumos. Deci cărțile au apărut și aici avem patru, similar patru de spade, dar apar manuscrise. Iar sunt niște mesaje care poate vă vindecă. Patru de spade este o perioadă în care stați și vă gândiți la trei de spade, de ce ați fost răniți și vă vindecați, similară cu eremitul. După ce încheiați, iar avem moartea, Ariadne, după ce încheiați o situație care nu v-a prit. Ia uite. Cu împărăteasa. Pentru unii dintre voi cu împărăteasa, împărăteasa poate să reprezinte și mama copiilor voștri sau o legătură căreia îi puneți capăt unii dintre voi. Așa și vă vindecați. Pentru alții, s-ar putea unii dintre voi să aveți o creștere deosebită cu un scorpion. Sau cineva cu planete în semnul scorpionului sau planete, în fine, cu Pluto, cu aspecte pe Pluto foarte puternice în trecut.
În trecut aveți vindecătorul, da? Sau valetul de cupe, cu alte cuvinte, dar aici este altfel, setul acesta de cărți este altfel. Vindecătorul este o persoană în semn de apă care vă poate vindeca. Poate este o altă persoană, da? Sau simt că unii dintre voi, da, începe să înțelegeți importanța vindecării voastre sufletești emoționale într-un context. Poate unii dintre voi începe să aveți o viață mai sănătoasă, să mâncați mai sănătos, să aveți, nu știu, dorința de a deveni vegetarian sau pur și simplu să aveți o viață mai aproape de natură și de toate ființele, în fine, care ne creează acest confort alimentar, da? Ființe, plante, în fine. Asta în trecut. În trecut poate ați comunicat niște chestiuni care țineau de emoții cu cineva. Sau v-ați întâlnit cu cineva care v-a comunicat aceste emoții. A mai fost mai devreme, da? Este similar cu valetul de cupe de aici. Dar are alte înțelesuri în aceste de cărți. În prezent aveți, asta a fost în trecut, în prezent aveți turnul, Kali Yoga. Pentru cine știe. Este Uranus sau Saturn, varianta negativă a lui Saturn. Este o situație în care o relație se rupe, o relație care nu era construită pe fundația normală. Este clar, se și vede, multă durere, multă toxicitate, trebuie ruptă această relație pentru că în viitor aveți soarele. Vă așteaptă, să nu uităm, poate aveți o revelație cu ocazia acestei eclipse de lună, da? Aveți soarele în viitor, deci mare, mare bucurie, trezire spirituală, creștere profesională, emoțională. Dar în prezent sunteți într-un moment în care lucrurile pe care le considerați construite corect, da? Se dărâmă. Pentru că nu erau după planul divin. Erau după un plan uman, erau după niște ambiții și după niște egouri umane. Și acum, din niște motive, în prezent, experimentați această senzație, acest turn. Acest Uranus sau Saturn, varianta negativă. Dar nu vă speriați, chiar dacă soarele nu apare luna aceasta, este în viitor, în august, în septembrie, urmează, după turnul urmează soarele, urmează bucurie, după fiecare nor, după fiecare ploaie, fiecare furtună, urmează curcubeu, urmează bucuria. Să nu uităm că ați primit aici mesaj, că sunteți mai puternici decât credeți. Un mesaj și pentru cei născuți în semnul racului, un mesaj de la îngeri. Rac. Vorbește limbajul dragostei. Cuvinte de dragoste. Cuvintele de dragoste au puterea de a schimba vieți, inclusiv a voastră. Poate unii dintre voi aveți probleme de comunicare. Vă este greu, cum am spus mai devreme, sau poate ei. Dar mesajul e pentru voi. După cum vedeți, sunt doi oameni. Doi oameni care se simt foarte bine unul cu celălalt și cum? Nu poți doar așa în tăcere, da, și tăcerea e frumoasă, să simți că te poți bucura în tăcere de celălalt, dar uneori trebuie să exprimi dragostea pe care o aveți față de celălalt. Și iar aici aveți, fiți doritor să vă exprimați dragostea. Exprimați dragostea și primiți, ca să primiți dragostea. Din punct de vedere sexual, că trebuie să discutăm și aspectul ăsta, din punct de vedere sexual, aveți un mesaj pe scurt pentru unii dintre voi. O relație a întârziat, da? Cavalerul de monede oferă această lămâie verde care, da, ce? Trebuie să aștepte doamna să se coacă, da? Trebuie să aibă răbdare pentru că acest cavaler vine greu. Știți ce a venit greu? Pentru că a fost un trei de spade, a fost un trio. Sau a încercat să evite acest trio, da? Poate că a simțit o mare dorință pentru voi, dar a mai fost cineva în umbră, o soție, o mamă, cineva care nu le-a permis, o iubită, în fine, da?
Iar cavalerul de cupe, iar cineva își dorește să își exprime sentimentele față de voi. Haideți să vedem ce își doresc ei, ce vă doriți voi pe luna iulie. Rac, soare, lună, Venus, ascendent, rac, iulie 2019. Lună, iar, ce își doresc ei, ce vă doriți voi. De ce le este frică lor? De ce vă este frică vouă? Iar, trei de spade, am amestecat cărțile și a apărut iar. Este clar că a fost un trio. Într-o situație. Am zis, poate să fie și mamă în acest context, poate să fie și o soră, poate să fie o rudă care, în fine, are o influență negativă asupra lor. Ce își doresc ei? Luna. Își doresc să vadă între realitate și iluzie. Și, după cum vedeți, este foarte greu. Și asta pentru ca să înțeleagă între realitate și iluzie, trebuie să se conecteze la intuiția lor. Sper că această eclipsă de lună, dacă nu, poate la lună plină, să se descopere, să-și descopere adevăratele dorințe între cine? Între voi și surogat, între voi, iubirea adevărată și, eu știu, persoana care nu este chiar iubirea adevărată, da? Lucrurile pot să semene, dar să nu fie la fel. Ce vă doriți voi? Vă doriți steaua. Iar luna este semnul racului. Ce își doresc ei, vă doresc pe voi, da, dar nu să fiți o iluzie, să fiți realitate în viața lor. Ce vă doriți voi? Aici este semnul vărsătorului. Voi vă doriți să vă vindecați pe de-o parte și pe de altă parte simțiți, pentru că sunteți empatici, simțiți că îi puteți vindeca sau simțiți că ei vă pot vindeca la nivel intim. Oricum, în orice situație, această relație, dacă ajunge să se manifeste și din punct de vedere intim, va fi o relație foarte specială. Vă veți conecta într-un mod foarte profund unul la celălalt și vă veți vindeca și din punct de vedere sexual. Felul în care vă exprimați voi intim, poate să fie ca un medicament pentru sufletul lor. Asta vă doriți voi. Pe de altă parte, și felul în care ei se exprimă intim, este medicament pentru sufletul și corpul vostru. De ce le este frică lor? De 5 de... Nu, eremitul? Eremitul, da. Le este frică, după cum vedeți, ca voi să vă găsiți o altă persoană și el vă rămâne singur doar cu dorința, da? Cu această lumânare. Această lumânare care e stinsă. Să fie obligați de situație să rămână singur sau, în fine, cu partenerul celălalt și voi să vă găsiți o altă persoană. Da? Poate unii dintre voi vă urmăresc. Sau își fac griji mai multe decât este cazul, dar oricum le este frică, cumva. Că voi puteți să vă găsiți satisfacția sexuală intimă cu altcineva. Își doresc foarte mult să fie cu voi, dar trebuie să descopere între iluzie și realitate. Cred că unii dintre voi, dintre ei nu au suficientă încredere în ceea ce simt. De ce vă este frică vouă? Aici este dragoste adevărată, este asul de cupe. Vă este frică că nu veți începe această relație. Și intim, și în orice fel ar putea să înceapă. Vă este frică că nu veți primi acest... Voi aveți aici, să nu uităm, de asul de monede de două ori apărut, da? Vă este frică că nu veți primi acest as de cupe. Asta e teama voastră. Rămâne de văzut dacă chiar se și materializează teama. Deci, în principiu, cam aceasta este... Ia uite! Mama, am vrut un scurt mesaj înainte de a încheia etalarea. Mama este similar împărătesei. Evident că mama, familia, poate mama copiilor lor, da, este o persoană care influențează situația în acest moment. Poate unii dintre... Da, nu... Da, eu așa cred. Așa cred. Că în cazul în care a fost într-adevăr trei de spade, posibil să fie mama copiilor sau mama lui, a ei, da? Sau niște chestii care țin de subconștient, cum am zis mai devreme cu luna. Luna poate să reprezinte și aici, da?
niște aspecte foarte profunde la nivel sufletesc, între felul în care văd, au simțit față de mama lor și felul în care simt față de femeia din viața lor. Sau femeia, cum se simte în preajma bărbatului, în funcție de relația ei cu mama. Înțelegeți, da? Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare. Vă doresc la mulți ani încă o dată, petrecere frumoasă și un iulie puternic, revelator și eclipsă, eu știu, inspirantă. Numai bine, vă pup, dragoste și pace și creștere spirituală. La revedere!